Numele meu e Paul Avram, Tizul. Ca de obicei rămân la coadă, ca de obicei. Mi-am ales un subiect drag mie și asta pentru că sunt pasionat de vorbit în public. Ăsta e subiect, vorbit în public. Ăsta e motivul pentru care ne-am adunat astăzi aici. Ăsta e motivul pentru care foarte mulți dintre voi lucrează intens la speech-uri, caută să-și ridice nivelul calitativ, să influențeze, să caute să obțină ceva. Raporturi win-win, da? Să caută să obțină ceva de la public, o reacție, și să-și îmbunătățească la rândul lor tehnica. Eu privesc vorbitul în public ca pe o distracție. De ce? Foarte simplu. Pentru că orice lucru pe care îl faci și în care pui pasiune, dacă te implici mult prea serios, există riscul să clachezi. Poate vi se pare ciudată afirmația, dar încercați să vă aduceți aminte că atunci când încercați să vă aduceți aminte intenționat un lucru în situații de stres, ce se întâmplă? Out. Ieșiți din peisaj, în sensul că informația dispare. Asta se întâmplă și cu vorbitul în public. În momentul în care încerci, din punctul meu de vedere, că am obicei să vorbesc doar din perspectivă personală, nu intenționez nici să critic, nici să laud, ci pur și simplu pe altcineva, ci pur și simplu să vorbesc din perspectiva mea. Vorbitul în public poate fi și este posibil să-l transform într-o distracție. De ce? Pentru că dacă reușești să înțelegi că vorbitul în public este nimic altceva decât o capacitate cu care suntem înzestrați de la naștere. De ce să încercăm să complicăm lucrurile mai mult decât sunt deja complicate? Deci vorbitul în public există de când există și omul. Omul preistoric, probabil în peșteră, ținea speech-uri, încercând să-și convingă colegii de apartament să-i dea ceva, cu sau fără forță, implicat. De aceea consider că vorbitul în public poate deveni ceva relaxant și distractiv pentru însăși speaker. Cum am ajuns eu la aspectul ăsta și la nivelul ăsta? Simplu. Nu mă iau în serios. Adică știu că lucrurile serioase, sunt conștient de faptul că foarte multe lucruri pe care le fac sunt serioase, dar în aceeași măsură las spontaneitatea și relaxarea să-și facă loc în procesul muncii. Din punctul ăsta de vedere, avem posibilitatea, ca indivizi, ca persoane, să experimentăm un lucru pe care îl avem în stare naturală, și anume joacă. Copilul din interior. În momentul în care lași copilul din interior să se exprime, orice efort, cât ar fi de greu, devine pozitiv. Deci există efortul de tip stres negativ, care te demotivează, și efortul pozitiv, care îți aduce rezultat, care îți dă posibilitatea să crești. Când folosești energia copilului din tine și iei lucrurile în joacă, posibilitatea ca tu să crești într-o perioadă extrem de scurtă de timp este imensă. Și vă pot spune că acea frază din poveste care spune că Făt Frumos a crescut într-o lună cât alții în 3 ani, este reală. Deci sunt oameni care lucrează intens ani și ani și ani de zile fără să obțină rezultate. De ce? Pentru că se stresează mai mult decât e cazul. Dacă te relaxezi și testată și verificată personal, dacă te relaxezi, înveți să te relaxezi, pentru că și aici e o întreagă școală și un întreg proces, dacă înveți să te relaxezi, lucrurile vin mai ușor spre tine. Se așează mai ușor. Înveți să le utilizezi în starea lor naturală, fără să te implici prea mult. Exact ce spunea mai devreme unul dintre speakeri despre relaxarea, acordarea cu divinul. Metodele prin care reușești sau nu
să ajungi la capacitatea de a vorbi relaxat în public. Una dintre ele ar fi pregătire. Pregătire intensă. Trebuie să te pregătești. Eu aveam o problemă și Răzvan știe cu organizare. Nu reușeam să mă organizez. Puteam să-ți vorbesc o zi întreagă, dar conținut era zero. Nu reușeam să canalizez energia, să structurez informația. Am ajuns să o fac prin exercițiu. Inclusiv datorită proiectului pe care l-am avut împreună, inițiat de Răzvan și apoi colaborat cu diverse școli. Pe măsură ce am înaintat, am învățat că organizarea este importantă. La un moment dat depășisem pragul de jumătate și mă organizam atât de tare încât nu mai eram capabil să spun nimic. Da? Deci se întâmplă, e real. Și aplic una dintre metodele, să zic așa, neortodoxe. Și o să vă spun o parabolă pe chestia asta. Un împărat, trecând prin regiune, observă din copac în copac niște ținte și săgeata înfiptă exact în mijlocul țintei. Una, două, cinci, șapte, nouă, 100 de ținte, toate perfecte. Împăratul a nebunit. Omule, cum e posibil așa ceva? Eu sunt cel mai tare arcaș din regat. Cum este posibil să fie cineva mai bun ca mine? Aș fi știut dacă exista așa ceva, aș fi știut. Căutați-l. L-au căutat ăștia, dau peste el. Ce au găsit? Un nebun cu arcul, trăgea în copac și apoi deținea ținta. Deci asta este lipsa de pregătire. Oricât ai fi de bun, oricât ai fi de, eu știu, bine informat, pregătirea este necesară. Chiar o structură de bază, aș spune asta, aș face asta, e necesară. Poi, urmează, după pregătire ar fi să înveți să comunici cu tine. Practic, nu știu dacă ați observat, vorbitul în public devine o artă la un moment dat. Ca orice artă, plecând de la arta marțială, arta picturii, arta scrisului, caligrafia, în Asia este o artă, apropo. Până la arta vorbitului în public, arta de a vorbi în public, observați că se folosește cuvântul artă. De ce credeți că se folosește artă? La nivel înalt, pentru a crea artă de calitate, ce trebuie să lași din tine să funcționeze? Pregătirea sau ceva? Deci partea internă, nevăzută, trebuie să colaboreze, așa cum creierul, parte tehnică și parte spontană, colaborează, da? Așa trebuie să lași partea de pregătire cu spontaneitatea să fuzioneze. Și atunci rezultatul pe care îl obții este artă. A face artă înseamnă să înțelegi că ești mai mult decât scrisul sau vorbitul. Înseamnă să te întorci la rădăcini. Înseamnă să vezi mai mult decât cuvintele. Deci de aia se numește artă. Orice artă presupune să te scoată din starea de real, de realitate. Să te ducă pe un tărâm necunoscut și pe care îl accepți așa cum este. E ciudat, știu, pentru că sunt foarte multe persoane tehnice care încearcă să controleze totul. Perfecționiști sau supraperfecționiști care încearcă să încadreze tot textul în baremuri, în șabloane. Ceea ce vă pot spune din propria experiență, pentru că asta este, e că partea de spontaneitate nu ar trebui să lipsească din niciun fel de activitate zilnică, nu numai din vorbitul public. Deci trebuie să facă parte, este necesar să o descoperi și să o lași să facă parte din tine, în fiecare zi. Este necesar să corelezi partea asta de spontaneitate cu tehnicul. Ați observat în viața de zi cu zi persoane care tind să vorbească doar despre spiritual sau doar despre tehnic. În vorbitul în public se aplică aceeași regulă. Unii sunt prea cu capul în nori, alții sunt prea tehnici. Perfect nu există. În vorbitul în public nu există perfect. Fiecare are propriul stil. Asta ar fi a treia parte, stilul. Este foarte important, cel puțin pentru mine, că atunci când ai înțeles că există tehnică, că există ceva deasupra tehnicii, rămâne să-ți formezi propriul stil. Stilul aparține unui singur om. Nu poate aparține
mai mulți oameni. Nu poate fi o capacitate sau o aptitudine personală, nu se poate ca această aptitudine să aparțină și altora. Identic și la fel. Nu există. De ce? Pentru că fiecare dintre noi are ceva unic. Nu știu dacă ați avut posibilitatea și chiar vă recomand să căutați, să-l ascultați pe Les Brown. Să-l căutați pe YouTube, se numește It's Not Over Until Win, adică nu e gata până nu învingi. E un speech de 4 minute, omul vorbește în fața 80.000 de oameni. Un speaker profesionist. Ce pot să vă spun e că respectivul speech m-a impresionat atât de mult și nu prin faptul că vorbea la atâta lume și că avea o tehnică deosebită, ci prin modul în care reușea să transmită mesajul. Cei 80.000 de oameni s-au ridicat în picioare la sfârșitul speech-ului și aplaudau înnebuniți de stare. Bineînțeles că și emoția de acolo, la 80.000 de oameni, vă dați seama ce masă de energie era în mediul respectiv, dar ideea în sine. Un singur om poate crea un asemenea impact. Poate ajuta omul să iasă din matca lui. De-aia stilul, revin la stil, este extrem de important. Nu cred că ajută, decât în faza inițială, până să-ți formezi tehnica, să imiți pe cineva. Să iei ceva de la cineva, să vezi cum funcționează, să-l treci prin propriu, prin esența proprie și apoi să-i dai drumul. Să plece. Și aici, un mare maestru de pictură avea obiceiul să-și streseze elevii cu tehnica. Tehnică. Trebuie să ții pensul așa, pensul în sus, pensul în jos, trebuie să tragi nu știu ce linie pe perete, culorile trebuie combinate așa. Și a frecat ani de zile cu tehnica. Tot ce avea elev era nebunit. Când auzeau de maestru respectiv, ăla cu tehnica, vai, nu mai pot. La examen, înainte de examen, era examenul final, fiecare trebuia să aducă câte o lucrare, da? Și le spune, sunteți gata? Da. Uitați de tehnică. Deci cam asta se întâmplă atunci când ai ajuns să-ți formezi stilul. Iei ceva de la cineva, îl treci prin propriu și apoi îl folosești. De-aia am obiceiul să spun că vorbesc din propria experiență. Dacă vorbesc de alimentație, sau dacă vorbesc de sport, sau dacă vorbesc de vorbit în public, sau vorbesc de orice altceva, am curajul să afirm că am testat informația respectivă și că am folosit-o deja filtrată. Am curajul să afirm că am strecurat informația respectivă, că am folosit-o pe mine și apoi am lansat-o. De-aia, din punctul meu de vedere, este într-adevăr important să te pregătești, este important să fii super tehnic, dar în aceeași măsură este important să fii spontan. Și nu în ultimă instanță, stilul vine într-un singur fel. Am mai ținut eu un speech legat de aspectul ăsta, acceptându-te așa cum ești. Poate că vi se pare că are o tentă filozofică, dar când vorbim de artă, implicit apare și filozofia. Deci tehnica, dacă rămâne doar tehnică pură, rămâne doar tehnică. E ceva mecanic. Dacă nu este combinată cu ceea ce ești tu, cu conceptele tale, cu principiile tale, cu ceea ce aplici în viața de zi cu zi, rămâne doar tehnică. Când ajungi la tine, la mijloc, undeva în interior, ceea ce spui are o valoare. Orice îi spune are o valoare. Pentru mine, faptul că vorbesc are o valoare. De ce? Pentru că testat, verificat și automat ceea ce transmit vine din mine, din interior. Nu este luată dintr-un suport exterior, CD-ul, carte sau ceva, fără să treacă întâi prin intermediar. Când ajunge la voi, ajunge filtrată, ajunge impregnată cu ceea ce mi-aparține. Că e zâmbet, că e, nu e zâmbet, că e stil, că nu e stil. Important este să încercați să luați tehnicul, să-l treceți prin filtrul vostru, să lăsați, atunci când trece prin voi, să lăsați acel copilaș să-și pună amprenta, să devină informația, să devină zglobie,
și apoi să vă relaxați. La final, relaxarea își va spune cuvântul. Vă mulțumesc!